Ce înseamnă munca asta de scafandru sau profesia asta? Trebuie să nu ai frică. Vizibilitatea zero, asta e ca cum emerge prin ceață, da? Ceața e abundentă. Trei frați s-au necat. Copiii au rămas mai departe să joace pe malul apei. Nesupravegheați. Da, nesupravegheați. Tatăl făcea frigărui pe mal. Aici e mangalul, 3 metri e apa cu copilul. S-a întors, nu știu, după o sticlă cu apă, stângă focul din grătar. Întors cap, copilul pur și simplu nu era. Alte obiecte ați mai avut să căutați de-a lungul? Scafandrii au fost solicitați în Prut și au găsit, cineva au găsit acolo o grenadă. Timpul a doilea război mondial, o grenadă au găsit-o. Dar până la urmă, când au fost solicitat scafandrii acolo, nu era una, dar erau sute de greneți. Dar în Republica Moldova el depășește 1000 de euro, deci peste 20.000 de lei un salariu de scafandru. Nu. Astăzi am un interviu mai neobișnuit decât cele pe care le-am făcut până acum. Voi discuta cu un scafandru și este vorba despre Sergiu Pascaru. Tu ești din satul Sănătău, Caraionul Florești, eu din Japca și sunt sate vecine. Am aflat asta când te-am sunat să te invit la interviu. Și acum înțeleg de ce ai ajuns scafandru, pentru că noi suntem pe malul Nistrului. Bine, voi mai pe malul Nistrului decât Japca și cred că de acolo a pornit pasiunea asta a ta pentru apă, pentru not, pentru, nu știu, cercetări din astea subacvatice. Evident, așa și este, deoarece trăind pe malul Nistrului, copilăria întotdeauna timp de vară, da, weekend-ul, hai să luăm așa că pe timpurile acelea toți aveau animale, le duceam la păscut și copilăria era interesantă. Evident că mereu ne jucam în apă, da? Ne întreceam, cine mai mult sub apă în noată, cine merge bine în noată. Da? Cine merge trece Nistru, știu că era tot o fel de chestie. Și mereu mi-era interesant ce se află la fundul apei, adică ce adâncimi sunt aici. Ana. Eram pasionat de aceste lucruri și întotdeauna mi-am dorit și am pus un scop cam să ajung. Până la fine am să cuceresc fundul Nistrului, da? Chiar sau fundul Nistrului acolo ne-am copilărit eu. Dar hai să explicăm celor care ne urmăresc ce înseamnă munca asta de scafandru sau profesia asta. Ce înseamnă munca de scafandru? Scafandru este o persoană care efectuează scufundări, da? Efectuează diferite imersii la adâncimi, efectuează diferite lucrări. De exemplu, în cazul nostru, noi suntem scafandri care intervenim pentru extragerea diferitor obiecte, da? Diferitor cadavre. Sunt scafandri care au plăcere numai de la diving să facă în vizibilitate bună. Dar eu întotdeauna am pus pe cântar, așa să luăm, că un scafandru care intervine în apă cu vizibilitatea zero, îi apreciez mult mai mult, că sunt mai buni ca niște diveri. Diverul, da, el vede la 30 de metri, 40 de metri, dar un scafandru, lucrările și ține de intervențiile noastre și lucrări, adică poți să spui că mergi cu ochii legați, mergi pe achipuitele. Ca să devii scafandru, poți să înveți în Republica Moldova sau e nevoie să mergi în afară? Poți să înveți în Republica Moldova, numai că documentul, da, acreditarea care este dată, putem să efectuăm lucrări numai aici în Republica Moldova. Asta este. Cât durează ca să obții, nu știu, diploma asta de scafandru? Diploma de scafandru și ține, da, că un angajat când vine la serviciu, în primul rând, hai să luăm la început. Trebuie să ai, în primul rând, sănătate la cel mai înalt nivel. Trebuie să poți nota bine, trebuie să nu ai frică, trebuie să fii curajos. În orice situație, da, în orice situație în care e cădeat sub apă, adică trebuie să fii gata, pregătit. După aia, petrecut comisia medicală, sănătatea, cum am zis, că e bună. Este comisia de calificare a scafandrierilor pe Republică. În astea comisie sunt și eu ca formator, duc cursuri. Cursurile se fac în baza unor acte normative. Da? Se face dispoziții, sunt atâția oameni pe Republică, ei vor să devii scafandri. După ce s-au făcut dispoziție, șeful GSU-ului, șeful Inspectoratului General pentru Situație, Alexandru Oprea, el acceptă chestia asta. Cursurile durează o lună și două săptămâni, da?
intensiv, spunem, adică da, ei intensiv, fac exerciții. O lună și jumătate, merge vorba de teorie, apoi 3 zile de practică, 2 zile la bazinul Dinamo, care de pe Asache, și o zi în apă deschisă, adică în apă liberă, ca ei încetișor să înveți să deprindă cu vizibilitatea redusă sau zero. Asta e, tu spui că nu trebuie să ai frică. Eu cu siguranță nu aș putea deveni scafandru. Când spui de frică, deci persoana care vrea să devină scafandru nu trebuie să aibă frică. Voi cum testați dacă omul are frică sau nu? Eu bănuiesc că cei care vor să devină scafandru vin și spun, eu n-am frică de nimic, eu mă bag. Este un test care cumva vă spune asta despre fiecare persoană? Anume, în Direcția Regională Căutare Salvare numărul 1 unde activez eu, am vorbit chiar și cu conducerea direcției, cu șeful pe cadre, și le-am lămurit normal, zic, vă rog frumos, când vine cineva și vreți să vie la funcția de scafandru, da, că scafandru activează pe în activitatea lui, zic, să-mi permită mie întâi să stau de vorbă cu el. Eu, prin vorbă, prin atitudine, prin diferite întrebări care le cunosc eu, le dau lui și îl verific ce persoană este el, cum este el, a-ți fac față, n-a-ți fac față. Și asta e. Dar totuși, până la urmă, după cursurile de instruire, da? După centrul de instruire care noi îl facem, când te duci la prima intervenție, atunci se vede persoana dacă e fibă aptă pe viitor să lucreze, să activeze sau nu. Dar de obicei eu când văd lucrurile astea, evident mă implic și întotdeauna sau mă duc eu cu un începător de mânuță sub apă sau colegii mei să duc sub apă. Dar cred că prima intervenție e cea mai complicată. Da. Prima intervenție totdeauna e cea mai complicată, dacă este momentul esteană, vă dați seama, vizibilitatea zero și mergi și îl cauți până pui mâna, da, pe persoana și care nu mai este în viață. Pui mâna, evident că automat mâna o izghește înapoi, că asta e psihica omului, asta e și normal, ca să ai puțină frică, trebuie să ai, că unii frică, este și atenție, da, mă. Tragi mâna, după asta, da, aici ai... Creierul procesează informația. Da, procesează o milisecundă și îți dai seama, ai analizat și ai luat persoana, o întorci cum trebuie să o întorci, adică persoana care cadavru când o scoate la suprafață, evident că mâna sub țoară, l-ai apucat și ieși la suprafață. Prima intervenție a mea a fost în 2012, când am intervenit în Speia, în satul Speia. Acolo am fost solicitat de populație ca să intervenim, a intervenit operativ, s-a necat un băiețel, dacă nu mă greșesc, 16 sau 17 ani. Erau atunci în doi să jucau pe malul Nistrului, curențe de apă puternici, evident că l-au luat curență, el nu slab putea nota și s-a necat. Am intervenit. Din start atunci a făcut scufundarea Dumitru Stici, colegul meu. Evident, atunci el nu l-a găsit, după asta noi ne schimbăm între noi. Am luat eu echipamentul, am intervenit și aproximativ peste 10 minute l-am depistat, l-am extras la mal și l-am extras la mal și asta e tot. Care era starea ta înainte să intre? Când tu știi că te duci sub apă și s-ar putea chiar să găsești cadavrul ăsta, ești unul la unul practic acolo cu el. Starea mea care era, dar și nu e numai starea mea, dar eu cred că e la toți a mei. Inima, într-adevăr, parcă îți pare ca să sară din piept. Du-du, du-du, du-du. Inima se dezbate foarte tare. Atunci pe în cap îți trece tare multe lucruri. Dar înainte de a veni eu la serviciu estean, eu i-am spus lui tata meu, tata, ia că ce vreau să fac, ia că vreau să mă duc acolo, ia că cu ce am să mă ocup. Și tata întotdeauna i-am spus, Sergiu, nu te teme de oamenii ăștia care, da, care nu mai sunt cu noi, de oameni morți. Trebuie să te temi de ești vii. De ești morți că, evident, că tu lucru, că dacă să-l faci și să-l găsești, înseamnă că să fii bravo. Rudele, neamurile, să-l iei la timp și să-l poată, da, să-l treacă pe ultimul drum, la timp. Și întotdeauna lucrurile astea în care ne le spunea tata, el tare m-a ajutat, adică sub apă. Eu mereu m-am stăruit să fac față și
6 aș m-a ajutat, eu cred că. Dar starea e nu-i plăcută de fel. Dar avea vizibilitate atunci sau? Nu, nu. Deci nu, tu nu. Practic l-ai depistat prin palpare. Da, prin palpare. Așa, în momentul ăsta, ce ai făcut? Ai panicat sau ai reacționat foarte calm? Că totuși prima intervenție, acum bănuiesc, pentru tine e ceva obișnuit, da? Bă, ok, am depistat, urcăm. Prima intervenție atunci a fost, evident, când l-am depistat, l-am palpat pe picior, da? Am simțit că piciorul, evident, am tras mâna și acolo nicio secundă ne-am dat seama că e tot ok, gata, m-am liniștit, dar ne-am început a respira normal, liniștit, l-am apucat de umeri, de subțoară, am dat semnalul de rezervă, ca să știe scafandrierii la suprafață că eu l-am depistat. Și totodată, când, de ce să dai semnalul ăsta de rezervă? Că noi suntem ghidați prin funii, prin aisteană. Semnalul de rezervă, asta e o înțelegere dintre noi, că după ce am depistat persoana aceea, ca să știe oamenii de pe mal, rudele de pe mal, polițiștii chiar sau copiii să-i dea la o parte, ca să nu-i șocheze. Da, să nu-i șocăm. Dar cum arată semnalul ăsta? Semnalul de rezervă e o trăsătură de mână, o trăsătură, aha, o scuturătură și o trăsătură. Și este semnalul de... Asta la funii. Da. Și el înțelege cel care e la mână. Da. Okay. El mi-a repetat semnalul și asta așa. Adică, da, mă, pe mal, persoanele, copiii îți dați într-o parte, poliția lucrează și ieșim cu cadavrul. Cât e de complicat să ridici un cadavru de la fundul lacului? Nu-l simți, el e foarte ușor. Nu-l simți, adică e ușor, nu-i greu să-l ridici. Și atât atunci erai la prima intervenție, ai ieșit, deci bănuiesc că reacția pe mal era coșmar acolo, rudele erau panicate. Ce se întâmplă? Iată, în momentul ăsta, voi sunteți pregătiți, cum trebuie să reacționați? Ce trebuie să le spuneți rudelor sau nu ține de voi asta? Ține de noi. Noi... Inspectorul General pentru Situații de Urgență este secția psihologică. Noi când vedem că situația, da, eu de exemplu când văd că situația e grea, că psihologic părinții nu putem să, dar noi să îi susținem, că am să facem tot ce în puterile noastre, că am să vă ajutăm, noi am venit aici să vă ajutăm. Și dacă nouă nu ne primești, atunci secția psihologică activează, e șefa secției, doamna Diana Botnariuc, cu femeie specialistă în domeniul dumneaei, intervine cu echipa acolo și atunci ei ca medici psihologici, specialiști, cât de cât, adică pot calma mai bine spiritele, mai bine lacrimile care le... Adică au experiență, da, domeniul ăsta de mult timp. Au experiență mai bună și intervin și îi liniștim. Deoarece eu nu pot să mă pun în loc la un psiholog, da, eu pot, dar până la oarecare nivel. După aia eu nu pot, de atât că eu trebuie să mă concentrez la intervenția mea reală. Eu trebuie să am grijă de subalternii, trebuie să am grijă să fiu cu ochii pe bulile de aer expirate la suprafață, trebuie să fiu atent. Sau în caz de o, Doamne ferește, de o accidentare care trebuie să intervenim, să ne ajutăm colegul, da, sub apă, trebuie să fim mereu pregătiți. De atâta nici nu am atât timp să acord și să liniștesc și populația și de intervenție. Plus la asta mai sunt momente care din partea populației, da, că sunt la noi mulți eroi, da, de la o parte care stau acolo și strigă că faci voi, greșit, voi că... degeaba ați venit, că statul vouă degeaba vă plătește bani, dați-mi un balon, că mă duc eu sub apă, chestii de astea, prostie, strigă, știți? Tot un lucru care nu-i plăcut. Din asta cred că e o stare de afect a oamenilor care au o durere sau unii care măcar se gândesc să fac ceva, că se simt neputincioși acolo pe mal. Da, sunt momente, da, care au tangență cu rudele, dar sunt momente care aici oameni care strigă, ei vă nu au nicio tangență de
cu cazul dat, ei nu sunt nici apropiați sau nu le sunt... Pur și simplu niște oameni din sat, da, au venit acolo și... Dar ei, știți cum, în stare de ebrietate și caută să facă eroism pe acolo, caută să destabilizeze situația și... Tu ziceai într-un interviu un lucru tare curios, că e neapărat să ai cu tine mereu cuțit. De ce un scafandru trebuie să aibă cu el cuțit și fără asta nu te pornești sub apă? Cuțitul, nu numai un cuțit, dorit să ai două cuțete. Nu numai eu, dar chiar și colegii de mei au căzut în diferite plase sub apă, când vizibilitatea e zero, intri într-o plasă, dai să ieși, te găsi de alta, te rotești, butelia e în spate, te învârtești. Și dacă e o plasă mai slabă, poți să o rupi, ai putere, o rupi și ieși la suprafață. Dar sunt plăsă de material tare, care dai să încerci să o rupi, îți taie mâinile, adică tu nu poți să o rupi. Și evident, în cazul acela, dacă tu nu ai cuțit, situația poate deveni fatală, poți să rămâi acolo. Cuțitul, fără cuțit, e strict interzisă scufundarea sub apă. Și ar fi dorit chiar două să ai, unul de bază, și unul poți fi chiar și simplu, da, de bucătărie. L-ai pus în buzunar la compensator, la vesa de compensare. Da? Îl pui în buzunar, lasă-l să fie. Dacă l-ai scăpat pe isa de mână, tu știi că ai de rezervă aici. Și ai scos și ai tăiat și ai ieșit la suprafață. De-atât că râu, în râuri, da, hai să luăm, noi avem partea... Avem într-o parte Nistru, într-o parte Prutu, avem 320 de bazine, așa la general, da, în Republica Moldova. Ele toate sunt pline cu diferite plasă. Noi, la general, în Republica Moldova, braconajul s-a dezvoltat foarte, foarte mult, mai ales ține pe râuri. Este un lucru foarte neplăcut. Evident, deci oamenii pescuiesc, da, ilegal, pescuiesc ilegal și masiv. Uită de plasă, uită de tăt, sau le lasă acolo, sau cum merg ei cu plasele la pescuită, da, cum să, pe cursul apei. Evident, unde este un copac, acolo plasa s-a aninat. Evident, s-a aninat plasa, ei nu pot scoate, rămâne acolo. Evident, și chiar să fie o situație în Nistru, da, când s-a unicat o persoană, curența de apă întotdeauna a să-l ducă în locul cel la unii cei mai multă murdărie, da? Unii bate apa, acolo, în direcția și aia se duce chiar și pe fundul apei, se duce și cadavrul ăsta. Și evident că să-l ducă în copaci și aia, unde sunt și plăsele cele care vorbim. Evident, scafandru, când faci scufundarea, vizibilitatea zero, cum nu-i da, tu mergi cu mâna înainte, da? Dar poți fi că plasa, copacul, poți fi deasupra ta, că tu mergi doar practic pe un kilostri. Uh-huh. Întrând încolo, înapoi tu poți nu găsești drumul pe unii tu ai intrat. Iată că... Iarăși, da, da, de e un labirint acolo, da, sub apă, practic. E... Dar cu ce instrumente asiguri vizibilitatea? Sau înțeleg că nu ajută nicio lanternă specială, nimic, doar palparea? Doar palparea. Ca să mă înțelegi, vizibilitatea zero, asta e ca cum ar merge prin ceață, da? Ceața e abundentă, e zero, și tu vrei să aprinzi faza lungă. Fix așa, aceeași. Ineficient. Nu se vede absolut nimic. Vizibilitatea apare în râuri, hai să vorbim din Nistru, bazinile acvatice e zero, dar în râu apare vizibilitatea, a început cu luna septembrie, da? Dar încetșor apare vizibilitatea. Un fapt nu-mi place și un lucru important, când salvatorii vin cu diferite recenzii către populație, da, către pescari, iubitori de pescuit, că nu se poate să te duci pe gheață, gheața e fragilă, gheața e periculoasă, nu se poate să vă duceți. Oamenii nu ne iau în serios parcă la lucrurile astea, la faptele astea, da, că când... Oamenii cred că noi suntem dușmanilor, că nu vrem să le permite, că nu le este. Noi pur și simplu îi preîntâmpinăm. E pericol ca tu să te duci pe apă. Ok, firea umană cum este? Dacă noi spunem să nu se ducă, ei se duc. Măcar la urma urmei, sunt veste de salvare, da, care le găsește magazinele X-Style, Sportline. Sunt veste de salvare care, evident că este veste care tu trebuie să o ai și o persoană înainte de a se urca într-o barcă, care, da, veste de salvare, care ei te țin la suprafață.
puneți vesta pe tine și dacă tu vrei, da, mă săriești, ai pornit încolo, să ai o vestă. Măcar să fie asigurat că sau măcar cu o funie, da? Ne-am dus în doi, în trei la un pescuit. Viața e fragilă, dar mă, gata, salvatorii noi nu i-am ascultat, că salvatorii nu îmi dorește rău, dar noi suntem pescari și noi nu ascultăm pe nimeni, noi suntem aiseană. Da, dacă voi dacă încălcați recenzii salvatorilor, măcar cumva luați-vă și vă protejați singuri pe voi. Luați o funie la urma urme, da? Legați-o de un copac de pe mal sau o funie dacă vă duceți în tandem la pescuie, da? 30 de metri luați o funie, legați-o de unul și unul de altul și măcar să aveți un contact ca să vă puteți ajuta unul pe altul. Dar ei nici lucrul ăsta nu fac. Mai ales când mai văd pescari care îmblă în bote, da? De cauciuc, în limba rusă sunt zăcauri până aici. Dacă s-o spargi podul de gheață, da? E căzut în apă, dacă e făcut scufundarea aproximativ nici hai jumătate de metru, tu înapoi la suprafață nu mai ieși, pentru că automat botele astea s-o umplut cu apă. Și tu nu le poți, da, descălța. Și tu n-ai poți descălța. Evident, tu n-ai poți ieși la suprafață, da? Tu acolo și-ai rămâi. Și nici nu te menții. Da, dar noi multe intervenții am avut care am depistat și am extras așa cadavre care erau în traiesea bote de pescar, da? Care un picior era scos, dar altul nu a reușit să-l scoată și evident că a rămas, a fost înghețat de apă. Dar cât timp aveți la dispoziție în momentul în care persoana s-a necat? Ea poate fi depistată vie? Nu. Nu. Eu cred că doar dacă cei care au observat asta și îl scot imediat și îi fac resuscitare. Da, îl scot imediat, undeva 4 minute acolo, dacă au stat sub apă și au reușit, i-au făcut martirul culoare, au intervenit, l-au extras, i-au făcut resuscitare. Eu cred că 4 minute cel mult, dacă trec mai mult 4 minute, chiar și dacă l-aduc la viață, persoana și eu cred că e va fi ținut la pat sau va fi legumul de viitor. Adică nu mai ajunge aer la creier respectiv. Da. Asta e. Dar noi să intervenim, să ne aflăm aici în oraș, da, în Chișinău, să intervenim chiar până la Ghidighici, acolo, la Iasc, pericol de viață, mult am văzut că s-a necat, nu reușim nici acum, deoarece durează apelul, evident, la 112. La 112, la noi, în punctul de legătură, noi până ne echipăm, până ajungem. Deci voi practic mereu vă duceți când e vorba de un înnec să scoateți cadavrul. Corect. Noi așa la general chiar să vorbim, noi 90% intervenim la cadavre, 10% nu mai intervenim la salvarea persoanelor. Adică, dar ați avut situații când ați fost solicitați pentru că s-ar fi necat o persoană, ați ajuns acolo și la un moment dat s-a depistat că persoana e undeva prin zonă sau de fapt s-a dus, nu știu, în pădure. Da, am avut și așa caz. Când s-a întâmplat, unde? Am fost solicitați, nu mai țin minte eu, în ce raion acolo, dar o companie, da, de tineri au stat într-un weekend acolo, au stat la o masă, au făcut niște băcate, au mai servit probabil că și seara era o domnișoară între dânșii, că noi am fost solicitați ca să ne ducem fata s-a necat, ies o sfădit ceva cu ei, o să schimb, trec iazul în partea aceea și s-au pornit. Și evident că înapoi în compania asta ei nu s-au întors. A doua zi am fost solicitați, am plecat în satul Cutare, am intervenit, căutăm cu scanerul acustic, iazul celălalt undeva avea 4 hectare. L-am dat și în lung, și în lat, și în cruce, și în tăti astea, am găsit acolo careva obiecte, am făcut scufundări, dar erau o ciotcă sau erau niște plase de pescuit trace, adică nu era ce și căutam noi. Când ne strigă-i la mal, veniți la mal, ne întorcem la mal și ei au apărut, fata asta. A apărut în companie și da, băieții de pe mal povesteau că toți s-au apropiat de colegii de pe mal și ce căutați aici, ce faceți voi aici? Și se uită așa,
dar nu, îmi pare că pe tine te căutăm. Și am făcut legătură cu poliția, cu Aisteană, persoana, adică dar era pe mal. Dar cazurile astea sunt rare. Adică sunt e un caz rare. Fericit ăsta. E caz fericit. Eu, noi după cazul ăsta, întotdeauna așa și cu băieții chiar mai facem noi așa câte o glumă între noi, că evident că trebuie cumva ca să ne luăm cu ceva, ca să nu fie mereu stresat, să nu fie mai Aisteană. Și ne aducem aminte de cazul Aisteană, zic, poate fi ca cazul și ăla din satul și ăla care... Dar voi le spuneți asta rudelor, de genul că am avut situație când cineva, de fapt, poate e undeva pe aici prin zonă, sau... Da. Când nu există siguranță, că nu a fost un martor să vadă că s-a necat, dar presupune că a fost acolo. Nu, da. Adică eu bănuiesc că rudele au până în ultima clip speranța că persoana corect. Nu s-a necat și undeva corect. S-a dus. Dar atunci când noi suntem la intervenție, suntem implicați, nu numai noi, sunt implicați și poliția, adică atât să caută, să duc, adică dacă persoana e dispărută, nu o caută numai noi sub apă, dar o caută și pe maluri, și pe diferit, prin căsp, la prieteni, cu puteți să duc persoana și încolo. Așa, asta am înțeles. Acum vorbim despre intervențiile când e vorba de perioada rece a anului și când suprafața bazinului acvatic este înghețată. Cât de complicat? E mai complicat decât vara, de exemplu, să interveniți? Pe de o altă parte, în dependență dacă este gheață, da? Vorbim dacă este gheață. Uh-huh. Dacă este gheață, atunci, pe de o parte, e complicat că temperatura e joasă și riscul este mai mare de a îngheța echipamentul, da? Ca să nu mai vii aerul din butelie la porția de aer cât îmi trebuiește. Și temperatura e joasă a apei, dar pe de o altă parte mai ușor îl depistăm, deoarece dacă aici e copca, aici se vede că el s-a dus, evident că am făcut-o 2x2 și noi știm că el e aici undeva, în zona asta, da? Puțin mai ușor. Dacă facem comparația cu vara, dar pe timp de vară, da, pe timp de vară, intervențiile, toate intervențiile sunt, se spui că sunt ușoare, nu poți spui. Fiecare intervenție are, e diferit, adică. Și iarăși, în dependență, la Nistru, dacă s-a necat o persoană, iarăși, în dependență de adâncime, în dependență de curență, în dependență de vizibilitate, iar în dependență de ce fel de nec o a avut, în dependență, o consumat el băuturi spiritoase, nu o consumat el băuturi spiritoase, sunt mai mulți factori. Deci faceți o cercetare acolo la fața locului. Corect. Dar la Nistru, de exemplu, dacă se întâmplă necul din cauza curenților, puteți găsiți cadavrul la câteva sute de metri sau chiar la kilometri de la locul unde s-a întâmplat asta. Și asta mi se pare că e extrem de complicat. Cum vă dați seama unde să mai căutați? Căutați deja în direcția de scurgere a râului? Și așteptați ca el cumva să iasă la suprafață? Leta, noi și facem antrenamente. Eu întotdeauna zic că un scafandru e bun, e cel la care e mai mult, când e la serviciu, mai mult să află în apă. Apa pentru un scafandru trebuie să fie ca un prieten pentru dânsul. Apa, la general, e te liniștește când te uiți la ea. Când intervin cu echipa, noi, de exemplu, da, noi ne uităm, eu mă uit la apă. Apa eu da, mă înțeleg, unii se bate... Unii îți duc curenții, și direcții, și unii trebuie mai mult să fim atenți să căutăm. Că dacă, de exemplu, s-a necat persoana aiciană, da, și-o venit martul, ne-a spus că e aiciană, că e numai decât, sau rudele, da, evident, noi să facem o scufundare acolo ca să liniștim panica, dar știm acolo, că nu e acolo. Noi știm că nu e acolo, evident, noi îl căutăm în punctele care... Apa, doar Nistru merge cu cotituri, evident ca să-l căutăm în cotituri sau sunt diferite de este an, da, praguri sub apă, evident că noi să-l căutăm, dacă de exemplu, mă înțelegi, da, în praguri. Vreau să discutăm despre cele mai de rezonanță cazuri care s-au întâmplat în Republica Moldova, să luăm pe rând ce s-a întâmplat, cum s-a ajuns la așa și care a fost intervenția voastră a scafandrilor. Un caz cu tremurător s-a întâmplat acum câțiva ani, nu știu, tu ai fost implicat, trei frați s-au necat într-un sat din raionul Orhei. Aveau între 5 și 12 ani, dacă eu corect. Greșesc. Ce s-a întâmplat acolo și cum a avut loc intervenția? Din spusele martorilor oculari, care erau până s-a întâmplat cazul dat, adică copiii când s-au necat, din spusele lor nu i-a văzut nimeni. Dar intervenția când nouă ni s-a dat din partea mamei, de mama a solicitat 112, noi am evident am preluat
intervenție, am plecat în cazul dat. Ce ați aflat acolo? Acolo am aflat de tot mama, dar m-a venit la fața locului și a spus copiii mei erau aici și să jucau. Barca asta era aici să juca. Cum să juca? Adică stăteau în barcă, să jucau în barcă pe malul apei. După asta mama a plecat acasă, copiii au rămas mai departe să joace pe malul apei. Nesupravegheați. Da, nesupravegheați. Se primește că ei au luat barca și au plecat în malul opus. Că noi acolo și în partea aceea de mal și am găsit. Noi am intervenit noaptea. Noaptea am căutat suprafața apei cu lanterne, noaptea am căutat cu sonarul acustic, măcar să găsim punctele, dacă ceva să intervenim dimineața. Da, ca dimineața, ca să facem scufundări, dar din cauza că acolo foarte multe cioturi erau, foarte multe plase de pescuit pentru peturaj, da, erau puse în iazul acela și iazul tot avea undeva vreo 10 hectare. Nou, sonarul acustic ne arăta toate punctele identice. Noi de multe ori am mers chiar și prin punctele care anume erau copii, da? Dar noi atâtea puncte aveam acolo de căutat, că unii controlam acolo plasă, da? Pentru raș, plasă pentru raș, plasă pentru raș, plasă pentru raș. Până am îndepistat primul cadavru, după aia s-a intervenit. Dar cum au ajuns acolo? De ce au urcat în barcă? Copiii nu puteau nota. Nu puteau nota din spusele mamei. Aici mi-e mare. Din spusele mamei a spus că el puțin putea nota. Eu intuiesc că întâi cu zătunul în apă din barcă, a doilea a vrut să duc să-l ajute, a doilea nu a putut să-l ajute, a sărit a treilea a vrut să-l ajute și s-a unecat unul pe altul. Situația, da, fatală și s-a unecat. Deci ei s-au unecat aproape de mal sau? Aproximativ 20 de metri de la mal. Adâncimea era 1,60 m, 1,50 m. Adâncimea era mic. Și... Dar iată ce simți în momentul în care te duci și vezi o mamă îndurerată care spune că iată eu am lăsat copiii aici și acum nu găsesc nici pe unul. Adică înțelegi, probabilitatea e foarte mare că ei s-au unecat și probabilitatea e foarte mare că anume tu o să trebuiască să ridici copiii ăia la suprafață. E tare îndureros sfatul ăsta. Cinstit îți spun că e foarte îndureros când stă o mamă pe mal și când e, știi că copilul ei s-a unecat și tu treci, adică toate lucrurile astea întrec prin tine anume și tu nu știi cum, din coace vrei mereu să găsești corpul și ăla, da, în suflet, dar din coace, blin, eu nu știu, parcă de multe ori când văd așa situație, parcă ar fi mama mea, că mama mea tot întotdeauna e o retrăie de mine, că eu singur malul Nistorului și se temea să mă piardă, știi, și eu parcă știi, nu știu cum așa e, Ana, zic, blin, nu știu, e dureros faptul, e dureros, nu pot să redai, eu cred că eu nu pot să mă pun în locul la un părinte, nici nimeni nu poate spune în locul la un părinte care nu a pățit așa lucru. Așa ceva eu cred că nu poți să redăi. Nu poți să redăi. Mai este încă un caz care a șocat opinia publică. S-a întâmplat în 2010 la Vadul Leca. În decembrie atunci, acolo trei copii și un adolescent din Vadul Leca au murit și totodată tatăl a celor trei copii a încercat să-i ajute și s-a necat și el. Deci cinci persoane au decedat. Înțeleg că atunci tu încă nu erai în acest domeniu. Eu atunci nu eram în acest domeniu, dar pe cazul dat colegii mi-au povestit multe lucruri, de cazul dat șeful meu care a fost Botnar Andrei Anatolie, cel acum a plecat în Canada, s-a dus tot pe lucrează cu pe meseria asta noastră. Prescuriel Andrei, el este și acum activează la noi în direcție, un băiat tare, bravo, instructor. A fost la intervenția și aia. Atunci s-au unecat. Ce s-a întâmplat? Atunci copiii, da, râul Răut. Este râul ăsta, Răut. Ei se dau cu sania de pe deal. Evident că ei s-au dus cu sania, când s-au dat cu sania, au ajuns până au derapat până pe gheață. Gheața era fragilă, da? Era slabă. A căzut un copil.
După aia, a doua sani, a doua sani copil în apă și gheața s-a rupt. Și copiii tăți erau în apă. Acum tata a auzit strigătele copiilor, că erau trei copii a lui și un copil vecin. A intervenit, a sărit să salveze copiii. Vă dați seama, patru copii, e greu să-i salvez. Și chiar să fie adâncimea și nu mare. Hipotermie, apă rece, gheața se forma și n-a reușit să-i salveze. Și n-a reușit nici pe el să salveze? Nici pe el să salveze. Și atunci, în seara aceea, i-a sunecat toți, în seara aceea au intervenit echipa de scafandre. Au fost martori, cineva a văzut asta? Da, da, da. Martori au fost. Și atunci, seara, au intervenit echipa. În ziua aceea s-au depistat doicu, da, corpurile însuflețite la doi copii. A doua zi s-au mai extras încă doi copii. Și tata și două săptămâni de zile au fost depistat. Dar vă dați seama, atunci timpurile cele erau ierni, erau geruri, era frig. Nu cum am uian în iernile astea, că e primăvara, nu iarna. Atunci echipamentul ne-a povestit foarte greu, adică, dar la general și atunci nu și erau... Și echipamentul nu era atât de performant. Nu era atât de performant, dar nici nu erau dotați. Atunci activau cu trei complete de costume, tăți servii scafandri, cu perechii de mânuși, tăți lucrau, adică de pe unul pe altul, unul trebuie să-l scoată, altul să echipeze. Suntem echipați, dotați, adică bine. Cazul de la Coșnița cu doi frați, noi vorbeam înainte de interviu despre cazul ăsta, un băiat de 6 ani, fetița de 8-9 ani, tot au fost lăsați fără supraveghere. Ce s-a întâmplat acolo? Malul Nistrului, copiii erau plecați la Nistru cu mama, da? Ei locuiau departe de malul Nistrului. În jurul orilor 2, copiii au fost lăsați fără supraveghere pe malul Nistrului. Mama, i-a spus mamei, după ce noi am extras cadavrul, mi-am dat întrebarea, de ce tu ai lăsat copiii fără supraveghere, copiii ăștia mici? Că mai avea un copil acasă, da? un făt de sân și s-a dus să-l a plecat acasă, să-l alapteze. Când s-a întors înapoi, copiii deja nu erau. Atunci noi am intervenit malul Nistrului, colegii care avem acolo, nu scafandri, dar răspompieri, fetița au găsit-o, chiar s-a aflat mai aproape de mal, dar băițelul s-a aflat aproximativ vreo 7 metri de la mal. Eu intuiesc că ei s-au unecat, că acolo Nistru e abrupt, că așa mergea, da? Și fundul apii era de petriș. Și evident, ei micuții au mers, când au dat damă de adâncime și vreau eu să iasă, pietrele fugeau de sub picioare, da. Și sora aș vrut să-l salveze și n-a reușit să-l mai salveze. S-au tras unul pe altul. S-au tras unul pe altul. Dar în cazul ăsta, când iată persoana nu poate nota și se bagă și să salveze pe cineva, sau chiar dacă poate nota, care e riscul ca o persoană care se neacă să-l înnece și pe unul care poate nota, care vrea să-l salveze? Persoana, dacă nu atât slab care vrea să-l salveze sau nu știi cum trebuie să reacționezi și din ce parte trebuie să apuci, da, sinistratul ca să-l tragi la suprafață, și am înțeles 95% ca să pleci și el. În așa caz, da, în așa situație, când vezi cu o persoană să neagă, dacă tu nu ești încrezut în puterile tale și în forța ta, că îți faci față ca să salvezi cineva, atunci nu risca. Atunci caut o sticlă de pe mal, da? Încearc să arunci o sticlă, cum am spus recent, o sticlă, o creangă, întind eu, poate ai o fune, poate ai ceva obiecte, dar să intri tu și să încerci să-l ajuți, mai bine nu încerca, dacă nu ești încrezut. Pentru că persoana este panicată atunci. Corect. Și ea vrea să salveze cu orice preț și respectiv poate să stragă și cealaltă persoană acolo. Mai ales când e vorba de copii, aici chiar e... Corect. De copii, da. Noastră m-a întrebat de persoane... Nu, dar și copiii încearcă să ajute unul pe altul. Da, e tot aceeași, adică să întindă o creangă, să întindă, să arunce o sticlă sau dacă pot nota, sunt copii care pot, da, la o vârstă de 10-12 ani, notă bine. Atunci sunt 2-3 copii care poate nota bine, pot să intre să-l ajute, că atunci, când unii strii, puterea crește.
când ești. Siguranță. De multe ori stai și te gândești când cineva cere ajutor, mulți speră că altcineva o să ajute. Adică nu se implică. Și nu e vorba doar din nec, dar și alte situații care pot pune în pericol viața cuiva. De asta eu aș vrea mult mai mult să vorbească despre metode de intervenții și să existe empatia asta, dar să fie rațional și logic. Adică nu te bagi acolo unde înțelegi că e risc pentru inclusiv și viața ta. Nu are nici plus valoare faptul că încă o victimă, încă un cadavru o să fie extras. Dar tu ai extras cadavrul băiatului? Da. Cât a durat intervenția? Repede. Atunci am intervenit că nici butelie nu mi-am luat-o. Atunci mi-a arătat locul, mi-a spus unde e fetița, s-a unecat și am înțeles care e situația. Mi-am luat masca și tubul de aer și în apnee m-am dus și l-am scos. Adică fără butelie. Adică cu menținerea aia. Da, că era aproape. Să trecem la alte cazuri pe care tot le-am discutat înainte de interviu. Cazul de la Crohmaz, acolo e ceva extrem de neobișnuit, adică s-a necat cineva care chiar putea nota și era cu mult peste cei care notă obișnuit. Da, acolo tot a fost o intervenție foarte grea, a fost luna februarie, nu ți-o minte ziua care, dar luna februarie, asta știu precis, am primit apelul, ne-am deplasat în direcția cutare, în sat, în raionul Ștefan Vodul, satul Crohmaz. Informația am acumulat-o, deoarece era fratele gemenii care se afla pe malul apei și mi-a spus de situația care s-a întâmplat la fața locului. Ei se ocupau cu pescuitul subacvatic, da? Ei se duceau la pescuit, au făcut din butelii, din AVM-uri, adică astea sunt butelii ceva mai vechi de cu aer comprimat, au făcut sub detentor, sub regulator de ăsta nou, care am acum la momente mai performante, dar n-au avut manometru, da? Manometru este piesa care îți arată aierul stocat în butelie. Adică cât a mai rămas, cât corect, ai consumat. Da, cât aer ți-a mai rămas, cât este, cât ai consumat, ei pur și simplu așa s-au dus. Ei lucrul ăsta l-au mai făcut la adâncimile de 5-7 metri. Și tot era ok. Ei știu că dacă unul stă jumătate de oră sub apă, altul stă 35 de minute, adică da? Unul 30 de minute, unul 35 de minute și ei unul după altul, adică să-ți controlau. Dacă tu stai atât, înseamnă că eu stau atât. Dar ei n-au luat în calcul adâncimea. Acolo adâncimea era 13 metri jumate, 14 metri. Evident, cu cât adâncimea este mai mare, cu atât consumul de aer, da, stocat din butelie, mai repede să-l consumi. Și unul din ei a ieșit la mal, dar a doilea, el nu a reușit să iasă. Că când atunci l-am depistat, atunci la intervenția aceea eu am fost sub apă, vizibilitatea aproximativ era jumătate de metru, când m-am dus cu lanterna. El l-am găsit cu spatele în copașii înnecați și în plase înnecate, adică acolo erau plase diferite, saule, era încălcit bine. El s-a blocat. El de tăiet, o tăiet, el avea cuțit, o tăiet mult din tăti funile, dar pur și simplu nu i-a ajuns aerul din butelie. Acolo și-a rămas. Intervenția tot a fost grea, temperaturile joase, aparatele înghețau, echipamentul îngheța, am făcut adăpostul, da, cortul unde ținem echipamentul, foc cald ca să încălzăm toate piesele, toate steană ca să funcționeze așa cum trebuie. Că de multe ori când apa e rece, pur și simplu echipamentul, da, regulatorul este care îmi dă aerul din altă presiune din butelie 230 de bari la presiunea medie înconjurător. Și dacă el nu lucrează cum trebuie, sau îți dă prea mult aer către consumator, sau poți să-ți dă de fel. Dar în cazul nostru, de multe ori, și e foarte important, și cum? E bine, adică că porția de aer îți vine mai bine, mai mult îți vine, că poți să iei procedeu ca să ieși la suprafață când aerul către consumator îți vine mult. Adică tu ții muștucul cu partea maxilarului și îți iei porția de aer, restul îi dai voie să ducă în mediul înconjurător. Și atunci, de multe ori, adică aer vine de multe ori continuu, ieșai la mal, până dezghețai, până făceai. Cât a durat intervenția? Atunci noi am ajuns la orele 3, dar prin februarie la orele 3, adică februarie, luna februarie, la orele 5 jumate, dar mă sunt unica.
până ne-am desfășurat, până am început cu scannerul, până a căuta, până una alta, sunt unicată. Atunci băieții am fost cazați la crocmază, a doua zi dimineață tare, intervenția iar am preluat intervențiile și l-am depistat undeva în jurul orilor 9 dimineață. Am depistat persoana și... Tu personal l-ai ridicat. Da. Cât de greu a fost să-l scoți din plasele alea? Pentru că și ăsta e o... Chiar a fost o intervenție grea, într-adevăr greu a fost, pentru că am luat, el nu a reușit să iasă din toate saulele astea, am luat cuțitul și încetișor a început al descălce. Îl tăiem din saule și tot îl trăgem. Totodată mă uitam eu ca să nu mă anenc. Că el se primește pe dânsul apa cum l-a adus, adică cum s-a aninat, el a intrat, curenții vin dincolo. Da? Aici copacul, evident, pe dânsul l-a aruncat chiar sub copac, sub saulele esteană. Și accesul, adică aveai undeva un metru de la fundul apei până deasupra la copac cu toate saulele astea și tot te duceai. Și evident, acolo te-ai băgat atent, el era înnat de parte de sus și încetișor am luat, am tăiat, tăiem câte puțin, îl scotem, îl trăgem, tăiem câte puțin, îl scotem din blocajul și ala. Și... Te gândești că oamenii singuri se expun riscului cu butelii din astea contrafăcute sau făcute manual și tot așa. Riscul ăsta de pescuit sub acvatic, care are și pericolele lui. Corect. Nu se merită lucrurile astea pentru un pește acolo. Și mai ales tu să iei să improvizezi niște lucruri care nu-i normal. Nu-i normal, mai ales când merge vorba de apă. La general noi să luăm. Sunt două puteri în lume, astea e apa și focul. Dar eu cred că apa e mai puternică ca focul, că apa stânge focul. Da? Așa să luăm. Nu se glumește cu apa și cu focul. Că îi scris cu sânge lucrurile astea, mai ales lucrările după cuvace sau te duci tu, ești diver, simplu diver, da? Nu ești angajat ai GSU-ului. Nu îți permite tu să glumești. Dar la noi ai unde faci diving în Republica Moldova? Este și ceva o agenție, dar eu nu-i cunosc pe dânșii care se ocupă diving-ul, dar știu că este și ceva de o... Cursuri, lecții? Da, sunt cursurile și de o careva te acreditează, adică ca să duci să faci diving în toată lumea, da? Adică ai un document care poți să duci cu el să faci scufundări toată lumea. El își costă, așa să iei diving-ul, costă bani. La general echipamentul. Și, echipamentul. Cât costă un echipament cap coadă? În jur 30.000, da, 30.000 de lei. Am văzut deodată 1.500 de euro. În jur de 30.000 de lei, dar asta dacă merge vorba de butelii, compensator, detentor, mască, cuțit, labe, costum. Costum se tip umed. Dar dacă merge vorba de tip uscat, numai costumul de tip uscat, el costă 30.000. Dar prețurile astea sunt așa de mari, dată că noi, Republica Moldova, doar și ține că noi, geografic, unde suntem amplasați, noi nu avem ieșire la mare. Echipamentul care se vinde la noi, evident, agentul economic care îl aduce în coace, îl devamează, plus plătește o încăpere, plus prețul are lucrători, evident că se ridică așa ceva. Așa costum care la noi costă 30.000, da, un echipament full, tot cap-coadă, din Italia le aduc. Eu, în Italia undeva e 900-1000 de euro. Adică... Diferența practic nu e atât de mare. Un alt caz, cazul de la Unițcani, unde s-a necat un copil de 4 ani. Acolo era vorba că tatăl făcea frigărui pe mal și copilul a fost fără supraveghere câteva secunde și s-a necat. Care e, ce nu se mai știe despre cazul ăsta? Chiar, uite, păcat, s-a dus cu familia, da? Tata, soția și copilul. Și copilul a vrut să scalde în apă. Da, asta eu am luat informația acumulată de la tata. Adică eu vă rădău ceea ce mi-a spus tata. Copilul vrea să scalde la Nistru. Tata pentru copil a luat mangalul și s-a dus pe malul apei ca să facă frigăruiu, ca să
fii cât mai aproape de copil. Aici e mangalul, 3 metri e apa cu copilul. S-a întors, nu știu, după o sticlă cu apă, stângă focul din grătar. Întors cap, copilul pur și simplu nu era. Pur și simplu nu era. El acolo iară, copilul s-a jucat, da, până la brâu, până la steană. Mi-a făcut un pas și curenței puternici. Și copilul pur și simplu s-a dus. Și ce să faci în momentul ăsta? Încă poți să-l mai salvezi, cauți, cum intervii? Dar cum? A intervenit, tata a sărit, a plecat să-l ajuți la steană, dar curenții l-a dus. El nu-l vedea, nu l-a mai văzut. El, iarăși, aici, cum am vorbit anterior, putea să fie un nec de tip uscat, da? Laringospasmul s-a închis, un nec tip uscat. El nici la suprafață, nici la fundul apei, adică nu pe fundul apei. El poate fi în mijlocul apei, să ducă la vale. Atunci noi la intervenția asta am intervenit sara. Sara am ajuns pe la vreo 6, am lucrat până la zi de vară, până la 9:30, 10. N-am depistat. A doua zi de dimineață am preluat iar lucrările, adică la orele 5 noi dar eram acolo. Am căutat, n-am depistat. Deci asta tot nimic. La Nistru. Da, tot la Nistru. A treia zi, da, ne-am dus, am luat în calcul temperatura apei, tăteți momente și m-am așteptat ca să-l găsim la suprafața apei. Și evident că am găsit undeva vreo 5 km mai la vale de locul de unde el s-a unecat. Doamne ferește! Dar 5 km asta încă e puțin, sunt 30-40 de km mai la vale de locurile unde s-a unecat în Nistru. Mi-amintesc multe cazuri din nec, periodic s-a întâmplat ceva. De obicei, oamenii stare de ebrietate, bărbați care scred atot puternici și eroi și respectiv se duc și scaldă după ce au băut câteva pahare de vin, bere și tot așa. Asta e cel mai grav. Da, că e povestit amul de stare de ebrietate. Tare multe cazuri avem din necuri, da, la adulți, care sunt stare de ebrietate scaldă, stare de ebrietate avansată. Și de multe ori eu amuș și sunt trec, mai ales mai este acolo o fată cu dânșii sau mai este cineva și vor să arăte ce pot. Și spun câte doi la trecere și evident atunci el, organismul din start el are putere, ajunge la jumate de traseu, îi rămâne puțin până la finish și el se neacă pur și simplu la jumate de bazin. Și el pur și simplu să neacă, nu mai are putere. El și organismul, nici nu poate, da, să mențină pe apă. Nu se mențină și să neacă. Tare multe cazuri de astea, Ana. Dar vorbim despre cazul ăsta de la Comrat, unde care tot e vorba de maturi care erau în stare de ebrietate, s-au urcat în barcă și era un copil cu ei. Ce s-a întâmplat acolo? Tot a intervenit sau colegii? Acolo au intervenit colegii. Atunci tot eram eu șef serviciu scafandre, dar dacă nu mă greșesc, am avut o zi liberă sau eram în concediu și au intervenit colegii mei, adică a intervenit chiar până fiu șefii scafandre, a intervenit Andrei Nour cu echipa, el nu e la funcția de scafandru, dar mai ajută, adică cu echipa, când ne ajutăm unul pe altul, ei au intervenit. Ce s-a întâmplat acolo? Ce s-a întâmplat acolo? Acolo s-a întâmplat, s-au usuit 4 persoane în barcă plus un copil, da? Ei s-au dus, barca ce era, dacă era de 2 persoane, ei s-au suit 4 în ea. Toți erau în stare de ebrietate, în afară de copil. Evident, s-au clătinat, s-au esteană, barca s-au răsturnat, toți în apă, în panică, în tot. Și copilul, evident, copilul cel avea 2 anișori. El pur și simplu s-a unecat. El s-a unecat, dar l-au depistat, el s-a dus la fund, dar necul aș fost semi-uscat și când s-a dus a noștri, băieți, scafandrierii, l-au depistat la suprafață, el adică plutea pe suprafață, la suprafață. Ceilalți 4? Ceilalți 2 tot s-au unecat, 2 bărbați în vârstă tot s-au unecat și 2 au ieșit la mal. 2 au ieșit, dar cred eu că toți 4 s-au unecat. Adică unul l-a depistat după asta la mal, el era în stare vie, dar unul încă și a doua zi s-a dus, s-au căutat când acolo l-au găsit la niște rude să te și dorme. Adică se primește din 4. 2 s-au salvat și 3 au recedat copilul, da, și 2 maturi. Da, da, da. Dar asta unde s-a întâmplat? Asta e o prostie. Lacul de la Comrat, de acolo, lacul, nu, eu nu-i lacul cel mare la Comrat, e un iaz, în iaz. E un lucru care, iarăși, dar cum să explici unui om, dacă ești în stare de ebrietate, bine că și ăștia trebuie supravegheați,
De cineva care e lucid, unul în stare de ebrietate, trebuie să fie sub supraveghere. Bine, ei unii sunt foarte violenți și foarte autoritari, așa, dar cum să intervii, cum să oprești unul în stare de ebrietate să nu se duc să scalde? Ce să faci? Să chemi poliția? Asta e o problemă foarte mare, așa, să iei la noi în Republica Moldova. Dar să fie poliția împuternicită, da, ca să nu permită pe malul mare, malul apei să consume băuturi alcoole și cam nu prea că... Bine. Unii consumă și nu se scaldă. Da, dar care au consumat alcool și scaldă în apă, da, face să scaldă pur și simplu. De luat, încercat de pus amenză. Cum? Adică pentru centură, că merg în trafic polițist, agentul polițist, da, îmi pune amendă, că eu îmi pun viața în pericol și îmi pune amendă. Dar aici care scaldă, el în stare de ebrietate, el nu își pune oare viața în pericol. E o chestie tare bună și trebuie analizată. Eu cred că ar trebui, poate, nu știu, de și bă, împuterniciți ca polițistul, da, sectoristul sau cine este ană, o văzut persoana că în stare de ebrietate, să-l cheme frumușel, să iei, să-i întocmească un... Dar cei care sunt treji, de exemplu, în momentul în care sunt la o petrecere pe malul Nistrului, pe malul unui iaz sau unui lac, îi recomandați să cheme poliția în momentul în care nu-l poate liniști pe unul sau pe mai mulți care vor să scalde fiind în stare de ebrietate? Cum să intervii? Iată, de exemplu, eu mă duc undeva, văd un grup și eu înțeleg că s-ar putea termina cu o tragedie. Chem poliția, e argumentat sau poliția o să zic că sunt neserios? Eu cred că se merită să chemi poliția, că poliția dacă să zică ție că tu nu ești serios, dar asta e problema lui, dar tu ai făcut un pas tare important, un pas care ca corect, să previi care o tragedie. Ai, da, ca să previi o tragedie. Ai făcut un pas corect, adică eu cred că mai bine să chemi poliția, dar mă, poliția la decizia lor, ori vrei să vii, bine, nu ori vrei să vii. Dar ce se întâmplă cu organismul unui om în stare de ebrietate atunci când înoată? Deci el nu e suficient de conștient. Corect. Ce se întâmplă? Nu e conștient de forțele pe care le are, deci respectiv crede că e mai puternic decât îi în realitate și nu poate reacționa lucid atunci când e riscul de nec. Corect. El nu e controlat. Evident, noi îmi dăm seama, un om care e în stare de ebrietate, atunci adânsul mințele nu gândesc așa cum trebuie. Asta e fix că mergi la volan în stare de ebrietate, tu n-ai reacția și ei care trebuiește, tu nu poți controla puterile tăile, da, să iei la întrecere, mușchiul lui nu e pregătit de a-i da, forță, da? De a-i da putere, efort, da? Evident, apar crampele musculare, apar... Dar ce se face în momentul în care ai o crampă musculară? Nu ești în stare de ebrietate, dar înnoți și te-ai pomenit. Care e soluția? Trebuie în primul rând să încerci ca să întinzi piciorul, să te apuci de vârful degetelor, da? De vârful degetelor și te tragi așa spre tine. Asta când ești la mal, dar și când ești în apă poți asta. Și cu un picior, da, și cu un picior în continuare ține ții pe apă. Pur și simplu trebuie să fie liber. Omul, dacă el se încordează, da? Pe suprafața apei este încordat, evident că atunci te duci la fundul apei. Dar dacă tu n-ai să intri în panică, ca și liber, evident, tu azi ții la suprafață. Lucrezi cu o mână, să ajungi cu dintr-un picior și dintr-o mână să dai și cu altă mână să te puși de vârful degetelor să tragi. Eu, de exemplu, lucru isteană și a mei colegi, tot așa îl fac chiar iarna, când mult lucrăm sub apă, în costum, în aparat, te apuc crampele musculare, cum nu-i da, că evident că e rău și apa și ne apucăm de vârful labilor din not și o trecem spre noi. O trecut crampa și încet ușor, dar îmi dăm seama că cum mai avem de lucrat 5-6-7 minute și ieșim la suprafață pentru ca să nu mai vie alt crampă. Care e mai periculoasă decât prima. Luăm, dar consumăm niște băuturi calde, chiar o dăm cu apă caldă. Dar în momentul în care cineva se neacă și vrei să-l ajuți, și poți să nota, ești bine, ești încrezător. Cel mai bine, cum îl ajuți? De unde îl apuci? Cum îl tragi la mal? În primul rând, când înos spre persoană, îi spui că tu vrei să-l ajuți. Și reacția lui îl vezi, dacă el te ascultă pe tine, adică el să dă ca tu să-l salvezi sau nu. În cazul când el e liniștit, e calm și el înțelege că tu vrei să-l ajuți,
îi spui să întoarcă spre tine, adică îți primești că tu, da, că eu am să-l duc pe dânsul pe spate, da, uh-huh. Îl întorc cu fața încolo, da, în foc, întorc cu fața încolo, în direcția aceea, îl apuc sub barbă și liniștit și eu încep a nota, da, pe spate, pe dâns, el stă să primești corpul așa, Iana, și notăm uh-huh. împreună la mal și totodată îi spun să mă ajute, adică dă-și tu de mâini, dă de mânuț, dă de picioare și împreună ne ducem. Neliniștit. Dacă el e panicat? Când el e panicat, când vezi că el e panicat, atunci încerci ca să... el, evident, el împinge, vine cu mâinile spre tine, el vrea să te apuce, da, ca să te apuce să scăpi, salvezi. El e în stare de șoc atunci. Încerci, îi împingi mâinile în sus, ai făcut o scufundare sub apă și ai trecut la spate. Da? E trecut la spate, l-ai apucat de bărbie în sus. Dacă când îl apuci de bărbie, îți primești cu mâna dreaptă, eu bagi sub mână, da, sub braț, că el n-a spoată, dar mă face. Și îl ții de bărbie și nu o slamau. Și probabilitatea că el după două, trei secunde acolo, Iana, când a să vadă că tu, da, mă-l ajut, eu cred că a să fii conștient ca să te ajut și el pe tine. Eu am un partener și este Aurelius. Noi azi vorbim mult despre cât de important e să consumăm, dacă consumăm alcool, să fim raționali. Și eu tuturor le recomand să bea un vin cu oameni dragi, dar în anumite cantități rezonabile. Și iată, asta îți recomand și ție atunci când o să deschizi acest Aurelius. Am aici Sauvignon Blanc din 2022. Să-l deschizi cu soția sau cu oamenii dragi din familie și să vă amintiți despre acest interviu. Și tare mult îți mulțumesc că ai acceptat să vii, să vorbești despre munca asta extrem de complicată, dar zic eu foarte interesant. Și aștept impresii despre vin. Am să telefonez. Mulțumesc! Vreau să discutăm încă un caz care tot a șocat cumva opinia publică, cazul de la Șerpeni. O tânără de 14 ani, nu mi-am amintesc exact vârsta, dar a încercat să-și facă selfie pe marginea, unde era, la Nistru? Sau? Da, marginea râului Nistru. Era gheață? Era gheață, acolo Nistru, hai să luăm, undeva în lățime avea vreo 70 de metri, dar de la mal gheața era undeva vreo 20 de metri, da? După asta era apă deschisă. Ea s-a dus pe malul gheței ca să facă ceva poză acolo, fata. Și ea s-a dus pe malul gheței, acolo gheața, dar era sub. Deci țări. Intra spre apă. Da, spre apă. Și în momentul când a vrut să facă o poză, ea mai era cu, dacă mă greșesc, sau frate, sau un copil mai mic ca ea. Și s-a rupt gheața și pur și simplu a căzut în apă. E o căzut, vreo două ori a vrut să iasă, iară să iasă, adică, dar merge ca pluta. Se ridica, se scufunda, se ridica, se scufunda. Și ultima oară, adică nu a mai ieșit, adică i s-a dus cu deplin sub apă. Și evident, copilul mai mic, da, a plecat acasă, a plecat, a povestit la părinți ce s-a întâmplat, ce s-a esteană. Atunci Sara am intervenit la orele 8, mă tin că ajunge, sau 8 jumătate am ajuns acolo și în puțin timp am avut ca să facem lucrări, adică pe sub apă. Și a doua zi am preluat iar lucrările. Am căutat și cu sonarul acustic și chiar Nistru, cu undeva că atunci tot vreo 2 săptămâni de zile au durat căutările, adică zi de zi, dimineață în seară, dimineață până în seară, schimbau numaturile, turile, băieții, schimbam și plecam zi de zi. La un moment dat nu-ți pierzi speranța că nu mai găsești. Nu. Căutați până găsiți cadavrul. Chiar am căutat atunci că... Stai, seama, o fetiță tânără, nu știu, nu o găsăm, rudele în panică, părinții în panică. Am luptat mult, am lucrat. După aia au venit... Unde ați găsit-o? 2 săptămâni de zile am căutat, n-am depistat-o. Eu am fost dusă cu mult mai la vale. Pește aproximativ vreo lună, la casa tot undeva în februarie a fost.
pești o lună undeva pe la mijlocul lui martie, da, sau începutul aprilie, au depistat-o la suprafață. Noi am căutat într-adevăr cât a fost posibil, n-am găsit-o și uși la suprafață. Dar, și au depistat-o niște pescare. Din contul aceea iese la suprafață cadavru. Ce se întâmplă la un moment dat? O persoană care se neacă, nu se duce la fund și rămâne acolo dacă e neac, umed. Chiar să fie și umed, evident. Omul se începe a acumula gază în partea abdomenului, el se începe a înfla. Și evident, cu timpul el ies la suprafață. El poate nu iasă dacă se neacă pe mări la adâncimi de 200-300 de metri, atunci presiunea apei prea mare și el se duce la fund și acolo stă. Dar la adâncimile astea noastre, chiar și la 100 de metri, omul iese. Au fost cazuri când am fost solicitați de poliție, ajutor la poliție, ca să plecăm, că au prins un suspect, dar îi trebuie că au omorât pe cineva și el deodată că nu, că n-am omorât eu, că nu este an, dar până la urmă, din alte informații, s-au deschis cărțile că l-au omorât și l-au aruncat într-un iaz cu tare, este an. Noi am dus la intervenție. Nu eu am fost sub apă atunci, băiatul când a găsit cadavrul, dar dă seama, patru stâlpi de șpalieră, eu legat de dânsul, de trup, apă bărbatul, dar când a început ca să, persoana asta care e necată, da, care a fost omorâtă, știu vreo patru luni și ceva, pe când s-a început bulele astea de aer ca să s-au acumulat, apă a început a ridica șpalierele. Patru stâlpi de șpalieri care oamenii pun pe la vie, pe la isteană. Îl ridic, adică... Dar povestește aici mai multe detalii. Când s-a întâmplat? În ce an cazul ăsta? Asta s-a întâmplat în 2012. Deci practic era la început. Da, poliția a solicitat serviciul scafandre, au aflat că o persoană a fost omorâtă și aruncată în iaz. Asta e strașnic. Corect. Dar am mai avut o intervenție. Asta a fost în anul 2021. Poate totul cutremurat toate televiziunile, când pe o fată aici, pe șoseaua Balcani, la Iazul, la Ghidighici, care o tăiet, o băcăs, care o aruncat-o prin Iaz. Tot nu am intervenit. Dă un pic de context. Ce s-a întâmplat? Ai ceva cunoști? Mai scurt. Nu cam manți erau, ei aveau ceva o relație între dânșii. Mm. Fetița asta avea vreo 17 ani, el avea vreo 20 de ani. Până la un moment, adică informația, evident, la știri au arătat pe locul lucrului Steana. El a omorât-o pe dânsa și a tăiat-o băcăț, a pus-o într-o geantă și a dus-o la lacul ăsta, de la Gretiești. Da. Și o să iau Balcani și în stânga este lacul Gretiești. Și-a aruncat geanta în apă, poliția s-a dus, dar m-a prins infractorul, el a spus, da, că am omorât-o, am aisteană. Geanta a aruncat-o în apă, care va băcăs, da, trupul, picioare, tătă, cum era tăiat, dar capul nu era în geanta. Ei, poliția a venit, a depistat, a văzut, s-a uitat, n-a ajuns și capul. Am fost solicitați și am îmbat și am căutat capul. Capul fetei prin iaz și l-am găsit. În sens că el a ieșit din geant sau el a aruncat diferite... El era aparte în altă sacoșă, în alt pachet. Doamne, asta e strașnic. În general că scauți un cadavru, asta mi se pare extrem de complicat, dar scauți capul unui cadavru, asta e și mai... Fragmentul în corp, nu-i plăcut. Nu-i plăcut de fel. Alte solicitări de la poliție, de care ați mai avut? Au fost la Sculeancă, la Iaz, un cuțit, adică un taximetrist, da? Au fost amenințat cu un cuțit, care a fost pus pe la gât cuțitul și ăla. Taximetristul s-a adresat la poliție, că așa cetățean cu cuțitul, poliția l-a depistat, cuțitul, el i-a spus că l-am aruncat în iaz, la polițiști, evident că le trebuie la materiale, la dosar, le trebuie probe. Și ne-am dus, era și băiatul ăsta care l-a amenințat, era încătușat cu poliția, cu isteană. Și el tot se râde de noi că n-a să-l găsim, n-a să-l este anul. Cuțitul l-a aruncat undeva vreo 30 de metri de la mal, un cuțit, nu mare, așa e,
Măcar că erau multă iarbă, multă vegetație pe, pe fundul apei, noi am depistat, am găsit cuțitul și l-am scos la, la mală. Și așa o probă importantă a fost identificată. Da, așa o probă. Și alte obiecte ați mai avut să căutați de-a lungul? Eu obiecte importante n-am mai avut, dar mai înainte, da, prin 2009, a noștri scafandri au fost solicitați în Prut și au, au găsit, cineva au găsit acolo o, o grenadă. Da, de timpul a doilea război mondial, o grenadă au găsit-o. Dar până la urmă, când au fost solicitat scafandri acolo, nu era una, dar erau sute de greneți și le-au scos din, din Prut. Deci au fost, ei au identificat sute de grenade în Prut. Da, au fost și eu la, la, n-am fost la, la intervenția asta, dar colegii mei, mai înainte, șeful meu care acum e în Canada, el a fost la intervenție. A fost o intervenție, din punctul meu de vedere, așa să vă spun cinstit, cam nu prea serioasă. Eu, de exemplu, ca un conducător, adică șef care mi-a fost, el tot era un simplu scafandru, dar cine o baga pe dânsul și acolo, periculos. Că putea să explodeze una și era... Corect, munițele cele în orice moment puteau să explodeze. Care e soluția? Ele trebuie explodate sub apă? Eu fără nimeni mai acolo. Bine, aici trebuie, nu știu, legiști, or, sau cum spune, geniști trebuie cumva, poate altfel acolo să este. Au băgat copiii ăștia în... Nu-i normal așa. Dar ei au scos grenadele de acolo. Da, ei le scos toate. Ei la urmă, ei deodată scot eu câte una. Dar la urmă, da, mă, Sergiu, ne-am săturat, ne-am plictisit, dar mă scot eu, ieșeau câte două dată. Nu, asta e îngrozitor, stai și... Dar când ați avut situații când ați fost solicitați, era sigur că persoana s-a necat acolo și voi nu ați găsit-o și niciodată n-a mai fost găsită? Nu. Nu a ieșit la suprafață? Niciodată. Mereu, chiar dacă voi nu-l găsiți, îl identific cineva când iese la suprafață. Da, dar noi nu lăsăm, da, se întâmplă și cazul că noi n-am depistat cadavrul. Am lucrat 2, 3, 4 zile, am depus toate cunoștințele și toate metodele noastre de cercetare. Dar în caz că noi nu intervenim, noi avem unități de pompieri pe toate raioanele. Adică unitățile astea de pompieri le au și ele... bărci, adică sunt dotate cu bărci. Noi am făcut tot ce a fost legat cu apa și ține de amă de monitorizarea, da, suprafeței apei, de pildă lacurilor sau anistrurilor, atunci da, mă, ei se duc și monitorizează, adică monitorizează, măr pe apă și se uită dacă nu ești la suprafață. Lucrurile astea noi nu le lăsăm niciodată. Lucrul, dacă s-a luat intervenția și este așa caz, de cazul ăsta până nu se scoate până, adică până nu-l finalizăm concret, nu-l lăsăm, adică IGSU până la urmă activează. Când... Vorbim despre partea emoțională și psihologică a rudelor. În momentul în care ei sunt panicați pe mal și tot așa, cât de important e pentru ei ca să fie chiar găsit cadavrul persoanei apropiate? Adică chiar dacă știu că este decedat, ei sunt foarte insistenți. Ei vor să-l vadă, da, e decedat, dar ei vor să-l vadă pe mamă. Ei vor să-l vadă pe mamă. Sunt diferite, am mai fost pe diferite localități unde părinții sau rudele veneau cu icoană. Este că când îi spune că dacă pui icoana pe apă, icoana se duce și se oprește în locul și ăla unde e necat persoana. Și de multe ori, da, se oprește în locul acela, dar în locul acela noi am controlat. Și hai căutați, ca ei și aia că s-a oprit icoana, dar noi am căutat acolo. Eu pur și simplu, noi facem scufundarea pur și simplu ca să liniștim spiritele, ca să o liniștim, ca să vadă că noi am... Bine, probabil dacă se oprește icoana acolo unde este cadavrul, asta e o întâmplare. Nu este nicio chestie științifică care ar... Nistru, ai depistat icoana. Da, este o putere oarecare, este de acord, dar e nistru cu curență. Nu poți, unii curență mai mult 2 metri pe secundă, spui icoana și cadavrul e aiceană și icoana se deasupra cadavrului. Nu poate fi așa ceva. Alte metode, și am mers la asta și am făcut-o.
că când cu coșul îl pui în barcă și unea cânte cu coșul, acolo... Nu cred asta. Acolo s-a necat. Am mers la asta pentru a liniști spiritele. Voi... scafandri, cu tot echipamentul ăsta, așa, luați cu coșul în mână și mergeți cu dânsul pe lac? Nu, noi în mână nu luăm, noi luăm pe persoana. Persoana cu coșul. Cu coșul, echipam, dăm viață de salvare, poftim. Dar așa. Cum altfel să liniștești spiritele? Așa și spune cum se întâmplă la modul practic. Nu mai cânt cu coșul. Cu coșul ăla speriață, mano, unde să mai cânti cu coșul? Dar din ea asta cum? Adică unde o să cânti cu coșul, acolo e cadavru. Acolo e cadavru. Că un coleg de meu, dar tot nu mai cântat cu coșul ăla, dar mă... Îi zice, nene, du-ți și adi, poate aduci porcul, dar mă, să-l punem în barcă, știi cum, ca... Nu, în sens că bine. Voi faceți asta doar pentru ca să-i liniștiți pe oameni, da. Ca să-ți opune rezistență, i-ar fi foarte violenți verbal și fizic. Ați avut situații când se reau la bătaie oamenii de pe mal la scafandru? La bătaie au fost cazuri când cătau să iei echipamentul, ca să iei buteliile, să ducă ei sub apă și să facă ei scufundările, că noi nu suntem specialiști, cum v-am mai spus anterior, că noi nu putem face scufundări, că pe noi statul degeaba ne plătește. Ei sunt cazuri, adică... Dar ei înțeleg că scufundările astea sunt foarte complicate și trebuie o pregătire specială. Adică ei nici nu ar putea să o facă la modul practic. Nu înțeleg și știi ce am observat eu? Că anume aici oameni care sunt cei mai eroi pe malul lacului, aici aș primi fugă, că, de exemplu, după aceea ai extras cadavru și ai steana, pe fug. Sau de frică, sau că le rușine să mai dă ochii cu noi. Ei pur și simplu dispar de acolo. Dar știi de câte ori mai sunt momente de steană, când, bine, într-adevăr, șez, o zi de soare, te bate soarele, te chinui, scauzi, te uiți în sonarul ăsta acustic, vrei un gât de apă, îl bei și acela e cald din barc și ai steană. Și când te stregă, băi, ca să ieși la mal și să-ți arăt eu, a să-mi dați mie apărătura și a să vă arăt cine e să ai steană, știi? Spun ce înseamnă, îmi vine să ies la mal, să întorc chitul ăsta pe dos și să-i dau două la ureche, așa, Iana. Că... N-ai idee și încurcă la operațiunea de căutare. Încurc foarte tare. Tu în loc să te concentrezi aici, în loc să liniștești spiritele persoanelor care au pierdut ceva, care într-adevăr le-e greu pe suflet, le-e greu pe inimile astea, nu știi cum să te împari, să te rupi, dar încă trebuie să ai și răbdare de oameni care nu prea au 7 ani de acasă, oameni care să ne controlați. Cât de obosit n-ar veni acasă, cât de grea n-ar fi, da, ziua aceea. Eu niciodată n-am să arăt familiei mele că sunt obosit și nu pot și astea, că dacă am să arăt lucrurile astea, înseamnă că eu sunt slab și nu-i de mine lucrurile astea. Și lucru cât de greu n-am să-mi fi, bă, eu n-am să arăt pe față că sunt obosit și gata. Dar cum faci atât de limitarea asta, muncă și familie? Și cât de solicitant e? Reușești să petreci timp cu familia, 3 copii, totuși, soția? Reușesc. La mine funcția e la 8 ore. Sâmbătă, duminica, mi-am pregătit echipele la mine acum, sunt bune, e full. Am scafandre, am specialiști în tot schimburile. Dacă să-mi permis, te rog, chiar am să vreau să le dau și nume ca să știe lumea că funcția de ofițer principal e Dumitru Stici, adjunctul meu, ofițer superior e Postic Artem, un specialist tare bun în domeniu, șef de schimb, șef gard, da, e ca instructor, în schimbul numărul 1 e Burle Alexandru, care intervine, face față, Pescuriel Andrei a doua schimb, Cristi Medoni, un băiat așa, are puțin lucrat, dar e instructor și anul ăsta, vara, da, 2023, a arătat un rezultat și a făcut niște lucruri care alți scafandri trebuie mulți ani ca să activeze, ca să s-o manifestat foarte bine Cristi Medoni. Și în schimb numărul 4 e Dumitru Ignatov. Sunt băieții care îi pot conduce cu o intervenție. Neapărat eu să mă duc la intervențiile și alea. Da, a fost timp, a fost lung timpul ca să-i învăț, să-i instruiesc, ca să fac așa corect, din orice punct de vedere să fac, ca să știu corect. Și ei să duc, eu am încredere, eu pot sâmbătă și duminica, dar mă stau mai liber acasă. Înainte, dacă intervenam și sâmbătă și duminica, acum nu intervin.
pentru că i-am învățat pe dânșii și tot băieți tare șmecher, jeb de oprins și se descurc la intervenție. Asta e cel mai bine atunci de când știi ori, că tu crești următoarea generație și îți la fel de bun ca tine sau unii chiar mai buni. Adică profesorii care se bucură pentru succesul elevilor sunt cei mai buni profesori, nu cei care văd concurenți sau tot așa. Dar iată, tu văzând cazurile cu care te confrunți la muncă și toate, în special cazurile cu copii, ce le spui copiilor tăi când e vorba de înot, când e vorba de mers la bazin sau la mare sau la Nistru, când mergeți la bunici? În primul rând, eu, evident, când sunt copii, când se este, mă duc acasă și îi cuprind, îi strâng și îi pup și undeva cu lacrimi în ochi. Știți cum, acum am venit la o intervenție copii și acum sunt copiii mei. Îi cuprind și le spun că să asculte de mama și de tata ceea ce le spune. Eu copiii mei, la mine băiatul are 11 ani, el îmblă la polo, el înoată foarte bine, el, eu cred că poate și pe mine mă întrece, el înoată bine că îmblă la polo. Fetițele a să mai crească și am să le dau și pe dânsele la not. Dar ar fi bine normal, eu nu știu, prin școli, prin liceele astea, ar fi bine o secție de not, da? Ca să fie o lecție, cum e educația fizică, cum era educația fizică, ca să fie o dată în săptămână, ca să duc pe o oră la ceva, un not, la... Să înveți, pentru că da, că altfel ajung în... Și încuprind copiii, încuprind soția și îi spun că sunteți stâlpul meu și... Adică veți trecem cu alți ochi. Corect. Oamenii dragi atunci când înțelegi că undeva într-un oraș, într-un sat, cineva suferă, că iată, le-ați identificat după nec ruda. Da. Hai să venim câteva recomandări în caz, pentru a preveni cazurile de nec. De ce ar trebui să țină cont cetățenii? Voi de obicei cu ce recomandări veniți? Dacă vorbim pe timpul de iarnă, da, când podul de gheață s-a format, să nu se deplaseze pe gheață când grosimea gheței e mai mică de 8 cm. Dar de unde să știi cât e grosimea gheței? Dar e simplu, ei au aparate care fac gaura pentru a pescui. E foarte simplu, îi pus rigla și îi scos-o și te-ai uitat cât are. Asta e una. A doua, chiar dacă grosimea gheței, da, e mai subțire ca de 8 cm și nu vor să asculte pe noi, să iei vestă de salvare, să aibă neapărat cu ei, vestă de salvare, să aibă o funie, dacă vor să pescuiască, vorbim că am uia cu pescuietul, că e minunță pescuietul, să ajusteze funia de un copac de pe mal, să deplaseze la locul de pescuit, să aibă un suport direct cu malul și el. Sau dacă se duc mai departe de la mal, se duc în două persoane, o funie, să o lege, da, să meargă în tandem. Sau să nu pescuiască în general. Sau să nu pescuiască dacă nu grosimea gheță nu-i permite. Și ține de familie, de copii, totuși părinții să le spui să aibă grijă să nu se duc pe malul apei, să aibă grijă că apa e periculoasă, gheața e periculoasă, gheața e subțire. Și apa e periculoasă. Simul monitorizează. Adică asta e. Ar vrea, printr-un scurt cuvânt, ar vrea să fie receptivi față de salvatori. Că noi le vrem numai binele. Noi mereu suntem alături de dânșii și noi mereu a să ne stăruim să-i ajutăm cu ceea ce putem. Dar sunt situații când noi nu reușim pur și simplu să intervenim, să-i ajutăm. Dar în momentul în care persoana reușește să fie scoasă în câteva minute din apă, după înnec, cum acorzi primul ajutor? Voi asta învățați? Voi știți ce trebuie să faceți? Care este cea mai eficientă metodă? E simplu aici, Ana. Cât mai operativ de-l dus în cea mai apropiată casă, sau dacă nu e casă, o mașină, mașina să fie pornită, dată căldura la maximum, dezbrăcat complet din haine, din început ai face frecție, tot corpul ai face frecție, frecție, adică, da, frecare, când freci atunci te încălzești. Și băuturi calde. Dar persoana este inconștient, ce faci? Totodată
Până a faci procedurile astea, trebuie să faci legătura cu 1-2 și să soliciți ambulanță sau să vii ambulanța cu tu îl menții. Atâta timp cât el e la, da, mă pierde cunoștința la astea, nu te stai rău să-l menții. Dar în cazul în care o inhalat apă, deci cum îi faci corect? În cazul cu o inhalată apă, da, dar vezi că el e în cunoștință, l-ai scos la suprafață, e deschis cavitatea, bucală, te uiți dacă el are corpuri străine sau dacă are proteză, eu îi scoți proteza din gură, l-ai pus orizontal, da, pe spate. Loc, pe spate drept, i-ai scos tot impuritățile, tot corpurile, i-ai scos proteza dacă o are, cum am zis, e prima expirație, da? Să faci o expirație, da? Să faci prima o inspirație, dacă ceva și mai este scoți, adică aș scui pentru o parte. Să faci două expirații direct, după asta, după două expirații, să fac 30 de apăsări direct în stern, zona, da? În zona aici, ienii, zona, da, centrală. Da, zona centrală. Uh-huh. Dar cel ca mai... să iasă eventual dacă este ceva în căile respiratorii, deci apa sau alte chestii. Da, corect. Și iarăși ai făcut de 30 de ori, iar ai făcut, da, îi faci două expirații, da? Artificială, gură în gură, iar 30 de apăsări și tot așa. Dar dacă persoana nu are puls, mai are rost să-i faci asta? S-a întâmplat acum câteva minute, dar nu mai are puls, deci nu îi se mai zbate inima. Poți să o repornești prin aceste mișcări? Corect, poți să o repornești, dar lucrul ăsta îl faci atâta timp cât până vine ambulanța. Tu nu poți să-l lăși. Tu trebuie să-i faci până vine ambulanța. Dacă ești de unul singur, e foarte greu. Cel mai bine e unul să-l pui ca să-i faci... respirație artificială? Da, ca să-i sufle, da, să-i faci o expirație și unul să... Slapiesă, da. Dar aerul când tu îl iei ca să-i faci, când îl sufli, nu îl iei în tine și apoi îl sufli direct în gură. Îți primește că tu mai mult bioxid de carbon a să-i inhibi întrânsul. Adică ei, fără să-l îngheți, îl sufli. Adică îți primească că aerul nu a fost trecut pește plămâni tăi, pește alveoli și tot așa. Adică aerul ai luat, ai două expirații, 30 de apăsări, două expirații, 30 de apăsări. Și faci lucrul ăsta până vine ambulanța. Nu poți să-l lăși. Și aici lucruri tot primul ajutor medical, când e că ar fi bine tot să fie prin școli, prin clasă. Da, să știu că unele școli chiar folosesc asta. Bine, să știi. Chiar și orice persoană, că te duci, poți fi și un străin, să nu fii angajat, dar mergi pe malul Nistorului și vrei să salvezi o persoană și tu nu știi ce să faci. Tu ai scos-o la mal și stai să te uiți la dânsa. Eu cred că trebuie să știi. Sau faci ceva greșit care poate chiar dă una. Da, sau faci ceva greșit. Când a fost ultima intervenție pe care ai avut-o? Ultima intervenție? Azi la noi e miercuri. Ultima intervenție, băieții mei au avut-o în luna septembrie. Noi atunci, eu nu m-am dus, de atât că atunci merge competițiile pe Republică, la poliatlon scafandrier. Era să faci o dată în an, după ce se termină sezonul estival, să fac întreieșe pe acolo, notul, multe lucruri. Și atunci a fost schimbul numărul 2, ultima intervenție tot la Coștința, două fete în septembrie, 2-3 septembrie, dacă nu mă greșesc, anul acesta, 2023. La Coștința, 11 și 14 ani, doi copii s-au unicat, două fete. Tot au plecat la scăldat și acolo se primește Nistru în față și încoace la mijlocul Nistrului ca o insulă acolo și deodată i-a brut. Și curenții le-au împins, una s-a dus, azi de 11 s-a unicat, azi de 14 au vrut să o ajute și tot. S-a unicat, adică au cuprins, s-a unicat una pe alta. Au plecat ambele sub apă. Dar în mod normal, dacă vorbim despre medic, cam câte intervenții aveți pe an sau în ultimii ani? Cel mai multe intervenții, da, hai să vorbesc statistica, că mai dăm cât o statistică și noi, câte intervenții și câte cadavre. Cel mai multe am avut în 2020, 22 de cadavre. Tot anul? Da.
tot ați scos, da? Toate chiar le-am scos. Intervenții undeva au fost, hai punem vreo 22, vreo 30-32, poate fi că nu din prima zi noi l-am găsit sau... Dar în general noi când ne ducem, scutem. Asta e o medie, în jur de 20 sau pot fi ani cu 2, 3, 4, 5 sunt și 16, 18... Să luăm cei mai puțini înecați au fost anul 2023. Noi anul ăsta numai 11 am avut. Asta e minunat, poate minunat. Mereu să fie în descreștere sau în general zero. Ați avut vreun an când n-ați avut niciun cadavru? Așa ceva nu ești, nu știu dacă va fi. Dar ne rugăm Dumnezeu să nu fie, bă. Dar în toată experiența profesională, de când ești tu sau când sunt, de când sunt și colegii, ați avut vreun scafandru care s-a înecat? Nu. Din... N-au fost, adică... Dar situații de risc sau ceva extrem de grav? Situații de risc tot n-au fost. Au fost tot momente numai care ne-am povestit, că ne-am încălcit, dar păstrarea calmului și ai cuțit la tine, ai tăiat saule, ai tăiat tot și ești aninat și ai ieșit. Dar între noștri n-au fost nimeni. Oricum, asta este o muncă foarte grea și necesită multă implicare și pregătire. Mă uitam la... ce se întâmplă în străinătate și cât de motivați sunt scafandrii să muncească și au salarii de 1000 de euro acolo. În Republica Moldova e decent plătită meseria asta, adică cineva poate să-și dorească să devină scafandru, să știi că o să fie asigurat și financiar. Sau decent, în ce măsură poți să-ți permiți să ai o viață decentă din salariul de scafandru? Sau trebuie să mai faci ceva și suplimentar? Da, și țin salariu, să lasă de dorit. Cât e salariul mediu pe an? Salarizarea? Nu știu, era acum un salariu mic, de exemplu, se consideră 7-8 mii, de, până în 10 mii cred că e un salariu mic, ținând cont de costurile pe care le avem. Între 10 și 15 mii un salariu mediu ar fi și peste 15 mii se consideră un salariu bun la noi. Nu știu care este media statistic vorbind, dar vorbesc în funcție de cheltuieli. Și aici eu nu mai spun când e vorba de copii, familie și... Salariul, cum să spun, să fiu cinstit cu tine, să lasă de dorit, s-ar putea și mai bine, mai mult, să fie bun. Evident că omul, dacă e achitat, el se concentrează încă și mai mult, de atât știi când și lucrează. Dar reșind din faptul că lucrul care îl facem, da, și ne stărim și noi să ajutăm oamenii cu și putem, știm, dacă nu suntem noi, altcineva n-a să intervine și n-a să-i scoată, uităm câteodată și salariul avem. Dar ar fi dorit salariul să fie, nu știu, dar în Republica Moldova el depășește 1000 de euro, deci peste 20.000 de lei un salariu de scafandru. Nu. Salariul... Nici pe aproape. E puțin de salariul mediu. Sub salariul. Eu cred că e salariul, da. Dar contează experiența, ai șansa, deci dacă lucrezi 2, 3, 4, 5 ani în domeniu să ai un salariu mai mare? Nu cred că poți să ajungi la salarii care a spus dumneavoastră, nu. Noi și oportunități avem că suntem scafandri anume, da, suntem, mergem o lună la o lună jumătate, un an pentru o lună jumătate și ținem de pensioane, de pensie. Mai repede ieșiți la, da, ieșim la pensie. Dar așa... La ce vârstă cam, colegii? De exemplu, da, 25 de ani trebuie de activitate. Da. Dacă toți 25 de ani pompieri, salvatori, noi scafandri și se primește 25, dacă suntem la 1 la 1 jumătate, 17 ani și ceva. Numai asta e. Dar ce ține de salariu? Evident, noi toți ar vrea să avem un salariu mai mare, dar reînșind din faptul, cum am zis, noi suntem... Nu, ne place lucrul care îl facem. Evident că... Mai aveți posibilitatea să faceți ceva suplimentar? Adică munca asta mai poate fi cumva folosită? Capacitatea de a lucra sub apă? Ce oportunități mai oferă în Republica? Poate să instruiești, nu știu, cei care vor să facă și ei scufundări, să fie private. Mai aveți timp să mai faceți și alte activități? Ce ține de alte activități, în timpul liber, de instruit nu am niciun drept, dacă eu nu s-a acreditat de țările europene ca să instruiesc și să-mi scafandre. Aici pe loc, da, sunt comisia de calificare a scafandrierilor și cunoștințele mele sunt tare bucuros ca să le împart cu oamenii care nu cunosc și
să îi ajut cu ceva ca să fac un lucru mai ușor. Din tot serviciul ce am obținut și ce am luat, am luat că, într-adevăr, cu așa serviciu poți să faci bani în afară de serviciu. La moment mă ocup în Republică, în afara orilor de serviciu, adică nu are nicio atribuție serviciu cu ce aici mă ocup eu. Nu eu echipament la serviciu, am echipament super, am compresoare, am de alimentat buteliile, avem utilaj de sudat sub apă, de tăiet sub apă, am utilaj de aspirat sub apă, adică... Dar se poate suda sub apă? Este așa opțiune? Da. Da, wow. Am procurat așa ceva, de sudat și de tăiat, de exemplu la asta de tăiet, puterea flăcării ăștia în care taie, evident dacă faci o tăietură, acolo se face o bulă așa cu temperatura. Bula aceea are 5000 de grade, temperatura soarelui 6000, dar bula asta are 5000 de grade, care une taie, adică... Deci dacă îți nimerești, ți-o da, terminat nu, tot. Da, nu discut dacă sub apă taie. Și... mai chică de lucru până în ce nu avem firmă cu băieții care activează în afară serviciu, nu avem firmă, facem lucrările ca persoane fizice, dar tot legal, impozite se plătesc la stat și asta e. De lucru să mă ocup eu, să ocup Dumitru Stici, colegul meu și adjunctul meu și un băiat tare bun și Bădărău Andrei Vasile. Dar vrem pe viitor să luăm, să dezvoltăm. Să dezvoltăm lucrurile astea, de atât la moment suntem, nu ne ocupăm, românii nu pot să vii, ucrainienii nu vin, stațiile de pompare care au fost distruse de timpul Soiuzului, ei vor toți le renovez acum, din 360 care cândva activau, din 360 de stații activează la moment numai 80, restul sunt stare fermate. Și evident că vreau să dezvolt, vrem să steană, după ce am ieșit la pensie să ne ocupăm cu lucruri unii, suntem cu mulți mai bine plătiți, remunerați, evident, și continui cu activitatea care ți-aduce plăcere. Ce te-ar face să renunți la munca de scafandru? Nimic. Adică foarte mult îți place. Da, îmi place lucrul. Ce salariu ar trebui să primești lunar pentru ca să zici că riscul merită? 25.000 undeva. 25 cel puțin 25.000. Colegii au 1.300-1.400 de euro începători la români, că am fost schimb de experiență acolo, au 1.400 de euro, 500. Și plus sunt achitați, au diferite sporuri, adică și ține de adâncime, de vizibilitate, de temperatura apei. Adică în funcție de complexitatea intervenției. Crește salarizarea. Ce sfaturi i-ai oferit cuiva care vrea să devină scafandru? Vino la noi? Să mă contacteze și nu e o problemă. Adică este necesitatea? Nu-i arhiplină piața? Ar putea cineva să... Ca să învie pentru el? Da, dar eventual și să lucreze dacă își dorește. Nu e o problemă, dar noi suntem, eu știu, ori privi mulți emisiunea și nu e o problemă. Adică să știi că este și așa serviciul la noi și atunci n-o să am probleme cu cadrele. Întotdeauna dar sunt probleme aici? Ultimii ani nu, dar până acum erau probleme. Dar și la moment avem o funcție vacantă, adică nu e problemă. Eu trebuie să recunosc, eu nu știam că asta este o funcție separată. Eu credeam că la noi pompierii fac și asta, ca după să înțeleg că de fapt sunt scafandri și sunt pompieri care fac lucruri totalmente diferite. Bine, unii le combină, dar asta nu este peste tot, și, da? Nu e o normalitate. Cât timp te mai vezi făcând asta? Eu cred că până la 55 de ani precis ca să o fac. Până la pensionare, da? Nu-i da, este așa un sport oarecare, ești în mișcare, ești, te mai suge și apa, arăți bine, arăți în formă. Da, nu poți să... În notă, în general, e mega eficient, dar la voi e mai mult decât în notă, obișnuit. Sergio, ce contează cu adevărat în viață? Cu adevărat în viață contează sănătatea și familia. Familia, asta e, nici nu discut, asta e primul plan.
și sănătate. Dacă ai lucruri, eu cred că viața îți merge mai ușor și le faci pe toate. Dar banii nu contează până la urmă tot. Sănătatea și familia.